Deputații au votat astăzi proiectul de lege care plafonează prețurile la energia electrică și gaze. Proiectul a fost dezbătut în regim de urgență la solicitarea Partidului Social Democrat și va trebui promulgat de președintele Klaus Iohannis. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, este unul din oamenii care au dat un vot pentru români și pentru România. Vot decisiv astăzi în Camera Deputaților. Este vorba despre legea plafonării, o dublă victorie a PSD, care chiar și din opoziție a reușit să impună cu succes acest proiect, ca soluție de blocare a scumpirilor energiei, cât și includerea în mecanismul de plafonare și compensare a instituțiilor publice, dar și a IMM-urilor. Ținând cont acum și cu nenorocirile și așa pe capul nostru, nu mai avem bani nici de mâncare, da, să mai cumpărăm și curentul ăsta. Am auzit că s-a plafonat 1 leu la kilowatt. Cred că e bine. PSD a strâns aproape 500.000 de semnături din întreaga țară în favoarea plafonării și le-a dus la dezbaterile din plen, reușind să impună ca plafonarea și compensarea. Oamenii instituției și firmele vor avea pe durata iernii căldură și electricitate la prețuri mai suportabile. Să fie plafonate cum le-a făcut Câțu pe ăștia la pensii și la salarii, așa să le facă și pe ele. Proiectul de lege stabilește pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru clienții casnici, IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, spitale, unități de învățământ, de cult și ONG-uri. Fi foarte mare nevoia. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, a dat astăzi din nou dovadă de compasiune și dedicare față de oamenii care l-au ales și a votat legea care plafonează prețurile la energia electrică și gaze. Așa cum am promis, astăzi am votat legea plafonării prețurilor pentru energie electrică și gaze naturale. Așa cum am promis, am votat pentru toți mehedințenii și pentru toți românii, pentru a avea facturi mai mici în această iarnă care bate la ușe și pentru a avea un trai mai bun. Am votat pentru a stopa ororile și scumpirile criminale pe care acest guvern al PNL le adusese în casele fiecărui român. Așa cum am promis, PSD astăzi a reușit să obțină pentru români plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a bloca această spirală care deja pornise a scumpirilor. Totodată, astăzi am reușit în plenul Parlamentului să includem în mecanismul de plafonare atât spitalele, școlile, cât și așezămintele sociale, precum și toate societățile, adică toate IMM-urile României. Am reușit să venim în sprijinul și autorităților publice locale pentru a putea scădea facturile ca de energie electrică sau de încălzirea ceturilor sau a spitalelor. Românii trăiesc adevărate drame din cauza actualilor guvernanți care nu au mișcat un deget pentru un trai mai bun în țara noastră. Partidul Social Democrat a demonstrat încă o dată că vine în sprijinul cetățenilor cu soluții concrete pentru rezolvarea acestor probleme grave.